Bine v-am găsit, dragilor, bine ați venit la o nouă cafea. O vorbă românească spune că dacă ai carte, ai parte. Eu pot spune că dacă ai meditații, ai parte. Astăzi vorbim, așa cum și cred că v-ați dat seama, despre meditații. Un sistem ce s-a împământenit de la președinte încoace și înainte și înapoi. Și vom vorbi astăzi despre meditații cu domnul profesor și fost inspector școlar, domnul Dumitru Nica. Bine ați venit la noi la cafea. Vă mulțumesc. Și pentru invitație și pentru faptul că atacați o temă foarte actuală. Actuală, dar cred că împământenite. Vorbim de meditații și părinții noștri și noi și toți am făcut meditații. Cred că, dacă vă amintiți așa, de când a început sistemul ăsta și cum a început să fie la modă? Să știți că problema meditațiilor a fost, meditațiile au existat tot timpul. Și între cele două războaie mondiale și după al doilea război mondial, în cazul nostru și înainte de Revoluție și după Revoluție, dar nu problema este că au existat meditațiile, ci că mai ales după Revoluția din 89 la noi au luat meditații o altă turnură. Adică nu mai sunt meditații care se fac de către profesori pentru performanță, pentru a ridica nivelul unui copil. Acum, înainte cine făcea meditație? Să luăm așa, întâi profesorul. Cum erau? În primul rând făceau meditație cei care aveau condiții financiare, cei care așa, și care simțeau că au nevoie pentru anumite cunoștințe să-și ridice nivelul de pregătire la disciplina respectivă. Aici că vorbim despre elevi, dar ca profesor erau tot așa profesorii de elită, profesori cu cărți. Da, deci publicate. Erau profesori care erau căutați de elevi, de părinți în primul rând și ca de și elevi, pentru ca să facă anumite meditații de la un anumit nivel. Dar, așa cum au fost întotdeauna, meditațiile s-au făcut și pentru un copil care să fie ridicat de la 5 la 7, s-au făcut și pentru un copil care să fie ridicat de la 8 la 10, adică nu au fost. Însă, repet, faptul că astăzi meditațiile sunt făcute, aș zice eu, datorită părinților că vor note mari pentru copii. Ar trebui întâi să vadă, este copilul pregătit să obțină media 10 la matematică sau la română sau la ceva, nu este. Sau poate să obțină acea medie, fiindcă acum vedem meditații, să știți, nu doar cu un profesor, da, ci și cu doi. Sunt copii care fac cu 2-3 profesori meditații. Observați, acest lucru dăunează pregătirii copilului, că într-un fel face un profesor și cel mai bine este, își dă seama copilul, dacă pleacă de la clasa unui profesor, se ducă să facă meditație dincolo, atunci își dă seama care dintre ei sunt cei care pun accent deosebit pe ridicarea calității însușirii cunoștințelor. Să înțeleagă cei de acasă, noi nu suntem contra meditației, eu nu sunt personal meditațiilor, că pot să meargă pe ideea, copilul nu înțelege de la profesorul de la clasă foarte bine. Și atunci, da, vin și substitui, sau copiii nu mai lucrează în plus singuri. Și da, vin și substitui lucrul ăsta. Dar plec pe ideea cealaltă. Avem nevoie de meditații la toate materiile? Nu. Eu zic că de meditații. Și aș vrea să facă deosebire între meditații și consultații. Cu ani în urmă, prin 1972, eu am suplinit profesorul meu de matematică, domnul profesor Mihai Popescu, era la liceul 2, actualul liceu Minulescu, și am suplinit aproape un an când dânsul era în spital. Și în catedra dânsului era și o clasă de a 8-a. Cum stam retras, eram tânăr, abia venisem de 3 ani la liceul Radu Greceanu, un profesor din cancelarie a zis, Doamne, păi eu fac meditații, fac consultații, fac de tot.
Eu am rămas surprins. Și atunci, de obicei, eu mai scriu pe la presa locală, presa de specialitate. Și am scris un articol, meditații ori consultații. Corect. Care e pentru că profesorul respectiv, no, el făcea și meditații și consultații și de tot. Ei, și eu am scris atunci și a doua zi după ce a apărut articolul, a făcut scandal mare. S-a simțit că el este, dar n-am pomenit niciun nume, n-am pomenit nimic de... Așa, și m-a chemat directorul adjunct, care era tot de matematică, și zice, mă, ai scris un articol, tu te-ai referit la Cutar. Nu m-am referit. A fost un editorial. Am scris-o eu ca idee, că, adică, ce vreau să spun, meditații face copilul care are nevoie să-și însușească anumite cunoștințe. Și la meditații este, îi cheamă profesorul și face ce vrea profesorul. Adică el știe ce nu și-a însușit. El știe ce trebuie să facă pentru ca să ajungă la nivelul ăsta. Și atunci îl cheamă la meditații. Că este profesorul clasei, cum a fost până și cum va fi și în continuare. Sau este alt profesor din asta. Sau, și iar consultații înseamnă, cheamă, vine elevul și îi spune profesorului, domnule profesor, eu vreau să fac cu tare, cu tare, ce consider el că nu și-a însușit în cele mai bune condiții. Aici vorbim despre performanțe deja. Da. Și atunci vine elevul și îl întreabă pe profesor. Iar elevul, care, profesorul care este, își dă seama, se duce acasă și se pregătește și pune mâna și culege probleme și își face tot și atunci îl cheamă la consultații. Asta este deosebirea. Ei, la noi, cum să zic, nenorocirea este că aceste meditații au început din clasa întâi. Asta vreau să vorbim. Clasele primare să facă meditație. Eu am exclus asta întotdeauna. Soția mea a fost învățătoare. Și întotdeauna cei care muncesc cei mai mulți la clasă sunt învățători. Pentru că ei fac și română, și matematică, și cunoștințele naturii, și istorie, și de toate. E, nu știu ce rost are să facă un copil de clasa a doua, a treia, meditație la matematică, dacă învățătorul lucrează cu el efectiv. Și mai e o altă problemă. Învățătorii mai ales depășesc în anumite condiții programa ca să arate că este așa și să-l cheme pe copil să facă meditație. Păi, dacă îi dai o problemă unei învățători în care am A plus B plus C egal cu și găsește câte soluții are problema asta, se încurcă. De ce? Pentru că nu a fost obișnuit. Și atunci el, dacă a pus mâna pe o carte, pe o revistă cu niște probleme, așa, se apucă, dă în clasă două, trei probleme de asta. Încep părinții să vaite că copiii n-au înțeles. Nu se poate așa ceva. Și aici vine codul etic, care e din 2018 și dinainte. Se tot discută. Acum iar este la modă discuția aceasta. Să știți, codul înainte, ăsta etic își are esența. Se va implementa vreodată? Eu cred că da. Înainte de Revoluție, așa era legea. Nu ai voie să faci pregătire cu copiii din clasele tale. Și cine te obligă? Nu ai voie, dar știți, în România legile sunt făcute să fie încălcate. Nu. Eu am simțit că este aplicată, când eram inspector școlar, depinde de școală, depinde de profesor. Pentru că, vă dau un exemplu, într-o comună unde există un singur profesor de matematică, unde se duce copilul să facă meditație dacă vrea să facă meditație? Asta dacă vreți să dea exemplu meu, în comuna învecinată unde se demonstrează că profesorul de acolo e mult mai bine pregătit decât... Așa, să facă naveta la comuna vecină, să cheltuie niște bani, să facă timp, să piardă și așa mai departe. E, un efort. Deci, înainte de Revoluție, se aplica foarte mult. Se fereau. Existau și unii care făceau cu copiii din clasa lor. Dar și aceea există o problemă. Într-un liceu, cum a fost pe timpul Radu Greceanu și e și acum, unde existau 12 profesori de matematică în liceul respectiv, puteai să faci meditație cu oricare copil în afară de copiii din clasa tale.
Deci și erai, respectai și regulamentul școlar, respectai și morala, respectai. Dar, să admitem și faptul eu... că avem profesori care din timpul lor vin la școală și fac aceste meditații gratis în școală cu oricine vrea să vină din școală. Sunt, avem profesori în școli care vin. Avem exemple, pot da exemple nenumărate. Dar nu, sunt, nu intră în sistemul dar ăla. Dar sunt puțini. Da, aveți dreptate. Sunt puțini. Puțin, iar puțin. Altă problemă, bă, ca, așa, este profesorii urmăresc să obțină cel puțin rezultate bune și foarte bune la concursurile școlare. Păi la concursurile școlare participă 2-3 dintr-o clasă până la faza județeană, iar din județul Olt sunt 7-8-10 care participă la etapa națională. Atunci care să obțină? Și e greșeala și a ministerului și a inspectoratului și a institutelor, a universităților, pentru că pune accent în inspecția școlară câți copii are la participanți la olimpiadă. De acord. Dar la olimpiadă participă numai elevi de la 2 licee din Slatina. La olimpiadă pe discipline de învățământ. Pentru că ceilalți nu au cunoștințele însușite încât să participe la... Participă până la faza județeană. Dar faza națională, echipajul județului Olt, este compus numai din elevii de la un liceu și de la celălalt. Nu e... Și atunci, de ce să-l apreciez eu pe profesorul care a făcut pregătire la clasă, deci s-a manifestat la clasă, numai prin cei 3-4 copii care participă la concursurile școlare. Ceilalți ce fac? Asta vreau să vă întreb. Un care este de... profesorul bun? Ăla care duce un elev de la 5 la 8? Sau ăla care îl ia de la 8-50 și îl duce la 9-50? Ca să clarificăm asta, vă mai spun, iată, există licee industriale care au profesori foarte buni. Dar nu au rezultate la olimpiadele școlare. Asta nu este. Că nu au elevii aceia de la 7 la 9, la 10. Eu am făcut și un experiment când eram inspector școlar. Și mai ales când eram inspector școlar general. Aveam un director care se lăuda foarte mult. Eu sunt cel mai bun, elevii mei, cei mai buni din toată țara, din județ. Și la o analiză cu procesului de învățământ la sfârșitul unui trimestru, am stabilit să facem o analiză concret. Câți elevi au intrat în liceul ăsta cu 10, când au luat bacalaureatul, cât au avut, dar concret. Câți au avut? Păi toți erau cu note mai mici. Și atunci, unde este pregătirea profesorului? Bine, este, cum să zic, nu e edificatoare aceasta. E de la generație la generație. Dar, sigur că da, dar nu... Fă pregătire cu el. Și eu am apreciat întotdeauna profesorul care ridică toată clasa, toată, nu e posibil să ridic, dar când am luat un, întotdeauna așa făceam și așa fac profesorii. La începutul anului, când iau clasa a 8-a sau a 7-a sau a 11-a, a 12-a, dau un test. Inițial, și da. Zic, mă, la un momentul ăsta, momentul 0, eu știu în ce situație se găsesc. Ei, de aici încolo încep eu și fac pregătire. Păi dacă profesorul respectiv a reușit să-mi ridice copiii de la, să zic, au luat 6 media pe clasă, așa, și mi-a adus la 7, la 8, la 9, atunci, sigur, ăla este profesor bun. Dar ce fac atunci când profesorul îmi spune că am nevoie de meditații și că mă așteaptă la meditații? Unde e moral? Unde e imoral? Unde e legal? Unde nu e legal? Păi, unde legal, e etic, neetic? Legal nu este, nici moral nu este, pentru că a spune copilului vino la meditație la mine să fac eu, asta înseamnă că deja nu și-a făcut datoria la catedră. Și... Deci asta ce îmi spuneți aici, pot să spun eu să, chestia următoare. Dacă eu, elev, fac meditație cu profesorul de la clasă, profesorul de la clasă nu-și face meseria da, la catedră. Da. Deci, deci vine, nu și-a făcut datoria.
pot să fac meditații cu oricine, altcineva? Pentru că atunci eu l-aș întreba pe profesorul respectiv când a fost profesor, când a făcut la clasă și n-a făcut ceea ce vrea să facă la meditații, sau când face la meditații ce trebuie, dar eu sunt convins că nici la meditație nu face ce trebuie. Adică la clasă mi-am dat seama că elevul are lacune, păi atunci eu, ora viitoare, fac cumva, pentru că nu e singurul care are lacune, elevul X. Sunt mai mulți în clasă care au și asta e datorită profesorului. În clasa a șasea, eu am făcut la țară, în clasa a șasea am avut un profesor care terminase facultatea atunci, nu era de la noi din comună, era din Giurgiu și a venit în clasa a șasea la noi. Doamnă, ne-a trezit acest profesor interesul pentru matematică numai prin faptul că întotdeauna ne întreba, ați înțeles? Și aprinsesem curaj ca să ne ridicăm fiecare dacă n-am înțeles, ce bun. E, făcea cu noi, ne-a trezit interesul pentru disciplina matematică. Și ați învățat la clasă, nu la meditație. Da. Dar deci ce face, cât de vinovat e profesorul atunci când părintele tot insistă? Chiar dacă e de la clasă. Chiar dacă insistă, eu aș zice, nu fac meditație cu profesorii clasei. Pentru că într-un oraș cum e Slatina, există mai mulți profesori foarte buni. Foarte buni. Foarte buni, majoritatea. La toate disciplinele. Și nu numai vorbesc de matematică, dar toate disciplinele. Da, sunt... profesorul să refuze meditația. Dar nu numai să refuze meditația, să considere că și-a făcut datoria la clasă. Și aș mai spune un lucru. Strică inspectorii școlari când se duc într-o școală și fac inspecție de gradul 2, de gradul 1, să zic 4 ore, că obligatoriu așa era, cred că și acum la fel. Nu îl interesează nivelul copiilor, nu îl interesează pe inspector să ia și dă 9-10 imediat la... nu așa se fac. Adică va intra legea învățământului în vigoare, între ghilimele că e în vigoare, atunci când profesorii vor face așa cum scrie la legea învățământului. Dom'le, îi fac inspecția de gradul 2, îl asist, îl controlez și nu odată mă duc de 2-3 ori, îi dau niște teste, văd de la o lună la alta când și-a îmbunătățit metodele, când copiii și-au ridicat nivelul de pregătire. Dar dacă el nu face cum trebuie la clasă și se duce la meditație, n-a făcut nimic. Deci vinovați sunt, în primul rând, părinții și, în al doilea rând, profesori. Refuz să fac meditație copiii clasei mele. Vorbeați mai devreme de performanțe. Ale cui sunt rezultatele atunci când un elev are performanțe? Ale profesorului de la clasă? Doamna, profesorul de la meditație. Eu am scris un articol în... Că mi-a venit așa... Da, despre olimpiade, pe rezultatele unui copil de clasă, să luăm unul de 11-12, care au obținut, să zic, premiul întâi la național. În primul rând sunt rezultatele copilului. El s-a interesat de pregătire. Eu aș zice 10% sunt rezultatele datorite profesorului. Pentru că și asta spuneam și mai înainte, să nu facă greșeala profesorul să-l intereseze numai acel elev care a luat în lotul național sau nu știu ce, ci cu ăla să facă separat consultații, să-i spună copilul, ia uite, vezi, aici mai ai, aici mai trebuie, aici mai faci, așa mai departe. Iar pregătirea întregului colectiv al clasei să fie primordial. Aici spuneam că greșesc și inspectorii școlari. Nu trebuie. Și ați văzut și Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, premiază copiii olimpici. Foarte bine că premiază. Dar dacă premiezi copilul și profesorul, ăla care copilul e în clasa 11-a,
Păi la el a contribuit și profesorul de la 5-8. Aici m-am gândit. La el a contribuit și învățătoarea. La el... Și atunci, dacă ați observat la premierile astea, de la disciplinele, de la liceele de specialitate, adică economic, metalurgic, construcții și agricol, altele, sunt chemați pe lângă elevul care primește premiu, 2-3 profesori. Aia de ce? Pentru că au predat de-a lungul liceului, nu știu, iau zootehnie, agricultură, nu știu ce, la, sau la economic, tehnologia, nu știu cui, tehnologia. Și el a dat la olimpiadă din toate disciplinele. Și foarte bine că i-a chemat pe toți trei profesori. Dar decât să dau într-un timp, s-au dat și bani și profesorul ca premiu. De ce să-i dau bani profesorului? Îi dau o diplomă, îi dau o cutare, stați un pic. Pentru că, știți de ce zic așa? Pentru că atunci când se înscrie la gradație, un prim criteriu este să ducă adeverință cu rezultatele copilului care... Și gradația înseamnă 25% din salariul pe timp de 5 ani. Dar vorbim tot de bani, că până la urmă meditațiile le facem tot pentru bani. Ăsta e motivul pentru care profesorii fac meditații. Păi, domn profesor, președintele nostru are 7 case pe meditații. De ce nu toți profesorii ar putea să aibă 7 case? Adică, acum să înțelegem și pe înșii. E munca lor, e timpul lor, e neuronul lor, e oboseala. Datorită faptului că profesorii sunt obligați să existe, să-și conducă viața, să-și ducă viața mai departe așa cum și-o duc, trebuie să-ți găsească alte surse de venit. Încă avem salariile care sunt mai apropiate, ba mărite, ba micșorate. Cea mai apropiată este meditația. Că până la urmă fac același lucru pentru ce s-au pregătit. Predau acum în continuu. Acum nu trebuie să le ducem acolo unde sunt profesori mai mulți, buni. Pentru că Popescu de la clasa 12A îl trimite la Ionescu de la clasa 12B. Asta... Și invers. Și s-a rezolvat partea cu și moralitatea. Deci sunt și regulamentar, și moral, și etic, și... Deci, și știu cum predai, vezi că X merge pe modul ăsta de predare, îți cunoști copiii între ei. Deci s-ar putea rezolva partea asta de etică. Dar ce facem atunci când profesorul a obosit, că avem cazuri, știu cazuri, nu ar mai vrea să facă meditație, dar totuși am ajuns la nivelul ăla în care ajungem la meditație prin interpuși. Vedeți, sunt copii care vor să facă meditație. Deci unul ia aproape să rămână corijent la un obiect. Îl caută pe profesorul X și chiar dacă omul e imposibil ca un profesor care a predat la KT sau care este în activitate să nu poată să-l ridice pe copilul ăla de la 5 la, sau să nu rămână corijent, să facă cu el materia clasei respective, ca la corijent să se ia. Sunt și cazuri de astea. Dar de aici și până la a face pregătire de performanță este o distanță mare. Unde și e mai multă nevoie de meditație? Ca să înțeleagă și părinții. Unde este mai multă nevoie de meditație? Ca să înțeleagă și părinții și elevii. Ăia care sunt cu un picior în groapă spre... Deci eu aș zice că pentru cei care au situație financiară, care așa, să facă meditație cu un profesor foarte bun, ca să poată să reușească copilul să obțină ceea ce doresc ei. Dar a face meditație cu 8 inși într-o grupă sau cu 9 și mai ales acum, cum este cu online-ul, că da, are posibilitatea să facă cu toți, așa, sigur, foarte bine să facă. Deci profesorul, eu cunosc un profesor foarte bun în Slatina care face meditație, dar face. Adică nu are camera plină de scaune de profesor, nu are...
Adică cheamă-i, muncește cu ei, dă-le teste, transpiră și tu lângă ei, nu așa ca să îl faci. Sau mai sunt unii care au o grupă în bucătărie, o grupă în dormitor, una în sufragerie și dau până la fiecare și timp de 2 ore să duc. Aia nu e meditație. Deci părinții când își aleg meditația trebuie să fie atenți la cât sunt în grupă? Sigur, e un... un criteriu? Da, dacă aia unde sunt mai mult de 3 copii, 4, poftim, unde profesorul poate să-i urmărească, poate să-i îndrume, poate să-i supravegheze la masă, că degeaba eu le dau un exercițiu, 2 stau acolo unul lângă altul, unul e bun, unul e slab. De aceea vă spuneam că atunci când alegi pentru meditație un profesor, trebuie să îi repartizeze. Dom'le, face pregătire pentru a ajunge să înțeleagă anumite chestiuni. Ăsta face pregătire pentru concursuri școlare. Păi altfel muncește profesorul la concursurile școlare. Altfel trebuie să caute probleme, trebuie să facă teste el ca să pună. Adică fiecare profesor, cel puțin așa eu obișnuiam și toți profesorii din catedra noastră aveau așa. Aveau o culegere de exerciții și problemele lui, după care făceam. Nu era publicată, nu era, dar avea tank de teste. Era muncă acolo, da. În spate. Și mai e o treabă. Anumiți profesori, ca să nu-și îngreuneze munca, se duc în clasă, rezolvă, dă câte un exercițiu, fac, vin la meditație și fac. Nu. Deci neapărat trebuie să faci. Atunci, spre exemplu, acum s-a dat la facultate un exercițiu, că unde se dă examen de admitere la facultate. Așa, un exercițiu care face parte din programa clasei a noua. Păi eu, ca profesor, nu trebuie să aștept până ajunge copilul meu dintre a noua între a 12-a, că atunci, în perioada aia de recapitulare pentru bacaloriat, eu să fac exercițiul ăla. Nu, îl fac cu copiii din clasa noua și le și spui. Uite, măi, copii, exercițiul ăsta, eu vă dau un exercițiu, îl scriu pe tablă. Ia să văd cine îl face. Îl scriu pe tablă, văd că îl fac 2, 3, 4, 5, dar atunci copilul vede interesul meu pentru matematică, vorbesc, sau pentru fizică, sau pentru chimie și el se apucă și el și lucrează. Dar dacă eu aștept ca acel subiect care s-a dat acum, eu să-l fac peste 4 ani și pierdut deja actualitatea subiectului respectiv. Dar deci, asta trebuie mai multă pregătire din partea profesorilor pentru a-și merge cu programa așa cum cere programa. Și poate să-și facă fiecare. Mai sunt... De exemplu, am cunoscut un profesor care intra în clasă, zice, foarte bun profesor, intra în clasă și zice, cine nu rezolvă din culegerea cu tare, nu, aia nu e bine. Păi de ce? Sunt copii care nu au posibilități materiale să-și cumpere culegerea. Sunt copii care agrează o anumită culegere. Eu, la începutul anului școlar, clasei respective și la fiecare clasă a făcut așa, le recomand. Avem manual, culegerea cu tare, culegerea cu tare, culegerea cu tare, sunt de bază pentru noi. De aici încolo, fiecare puteți să folosiți orice culegere. Deci nu le interzic copiilor, dar eu să-mi fac datoria la clasă. El nu preda nicio lecție așa cum cerea programa. El, probleme de olimpiade, probleme... Ce facem cu profesorii acestea care, cum spuneți dumneavoastră, fac probleme de olimpiade, dar asta înseamnă că lucrez cu 1, 2, 3? Atât. Vârf. E, nu e bine. Clasa nu e doar adică în 2. Ar trebui ministerul să, când se fac la inspecțiile școlare, părerea mea este să se umble. Când se fac inspecțiile școlare, aprecierea profesorului să se facă pe baza nivelului de pregătire al copiilor, pe baza pregătirii lui de specialitate psihopedagogică și, în general, comportarea lui în societate. Astea sunt criteriile pentru care
profesor respectiv, trebuie să fie apreciat cu media respectivă. De aceea rezultatele profesorilor la concursurile de ocupare a posturilor sunt foarte slabe, pentru că nu e obligat să cunoască cu tare, nu e obligat, asta facem inspecția, dau 10 și te duci. Sunt profesori care se prezintă la concurs și asta nu e o nenorocire, care obțin medii mici, 1, 2. E adevărat, sunt profesori care nu au studiat. Și dacă nu au studiat, mai ales nici nu au pregătirea psihopedagogică pentru școala, pentru liceul respectiv sau școala respectivă. Și atunci, de ce să-l îngrădesc pe un profesor care predă la liceu metalurgic, să zic așa, care nu are nivelul de pregătire al copilului ăsta, dar el a reușit să-i aducă de la 5 care au intrat în clasa 9, când au ajuns în clasa 11, dacă le dau o lucrare, media este 7,5-8, păi ăla e profesorul bun. Vom reuși, că am început așa, de la înainte de 89, vom reuși vreodată să aducem sistemul ăsta al meditațiilor, cel puțin la normalitatea aia morală, etică, că avem codul etic. Doamnă, deci, aceste meditații înainte de decembrie 89 se făceau, cel puțin vorbesc din ce profesorii îi cunosc, nu făceau pregătire cu copiii lor. Deci era etic. Poate că existau și așa, dar se afla fie la școală, fie cu tare, copiii se lăudau. Așa că eu fac pregătire cu... La... Și acum, doamna ministru, a sugerat să se pârască între iar ei. Acum ar trebui și a fost o lipsă și a ministerului. A publicat legea noua educație, a intrat în septembrie în funcție și citeam ieri că intră acel registru în care să consemneze meditație pe la sfârșitul noiembrie. Păi n-ați avut timp, bă, să-l faceți. Nu, fiindcă am făcut-o pe genunchile aceea. Fiindcă și noi așa le facem. Asta ar trebui și universitățile, universitățile care fac, profesorii care fac inspecții în județe și inspectoratele, acum le zice, cum le zice, direcția județeană. Încă nu, cum. Încă nu le zice. Încă s-a suplinit. Nu e de la 1 noiembrie? Nu. A intrat în stand-by. Da, așa. Nu. Adică trebuie fiecare să strângă, de la minister începând până la directorul școlii sau al liceului, să urmărească această problemă. Și să zică, bă, nu mai faceți. Și să știți că nu fac profesori. Când simt că e, dar să nu mai fie această scriptologie la înscrierea la grade, înscrierea la gradații, înscrierea la nu mai știu ce concursuri, așa, să-i ceară profesorului un teanc de adeverințe. De exemplu, am dus copiii la sărbătoria 1 decembrie, nu știu unde. Da, păi, profesorii fac foarte multe adică, hârțogăraie. Nu, domnule, mă duc la clasă, îi fac inspecție, am responsabilitatea eu ca inspector școlar la ce fac, nu? Și, normal, îi dau o lucrare de control, îi dau, ce zice, exact, regulamentul inspecției școlare. Și țin cont numai de asta. Ce îmi spune el mie că a scris 3 articole la nu știu ce ziar? Sau, foarte bine că le-ai scris, păi, nu? Dacă au punctaje și goana aia după punctaje, de asta ajung profesorii să facă hârțogăraie, mai puțin, păi, că nu mai ai timp să asta, mai faci asta și la clasă. Spuneam, adică, principalul criteriu trebuie să fie nivelul de pregătire al copiilor. Și pregătirea lui de specialitate psihopedagogică și așa mai departe. Noi vă mulțumim astăzi pentru cafeaua care ați băut-o cu noi. Mai veniți la noi la și vom vorbi și de astea alte probleme ale învățământului. Cu toată plăcerea. Să tot mișcă, să tot schimbă. Nu, acum trebuie să nu fim, să cădem în panta cealaltă. Sunt profesori foarte buni. Avem, ne mândrim cu ei. Așa, care își fac datoria. Sunt și profesori care mai trag mâța de coadă, cum ziceam eu odată, așa, care dacă sunt, îmboldiți, așa, și ei își fac datoria
Și, deci, și de trebuie să subliniez un lucru ca să nu înțeleagă lumea greșit. Nu vorbim că acești profesori fac meditații să se îmbogățească, să-și ia șapte case, că nu au șapte case, ci fac ceea ce muncesc pentru... N-am văzut niciun profesor îmbogățit din meditație. Știm unul. Știm unul. Nu ați reușit dumneavoastră să faceți șapte case din meditații, dar știm unul. Avem un exemplu, dar din păcate... singular. Aș încheia cu treaba asta. A face meditație cu niște elevi este o apreciere pentru profesor din partea elevilor și din partea părinților. Adică dacă eu sunt căutat ca profesor de matematică de anumiți părinți, de anumiți elevi, asta înseamnă că m-au apreciat și munca mea s-a văzut în primul rând la clasă. Și după aceea și în pregătire, că să știți să urmăresc copiii. Bă, cu tare a făcut meditație cu Popescu, a luat 10 la facultate, sau cum era pe timpul meu când eram atunci, de mai făceam și eu meditații, la electronică intrau, cine intra, deci erau 50 de locuri, să zic, și intrau toți cu 10, sau cu 9-80, 9-90. Și se lucra pentru electronică, la electrotehnică, la fel, la AS. E, un profesor care face meditație face diferențiat. Am înțeles. Adică nu chem 8-2 de la AS, 2 de la Politehnică, 2 de la nu știu unde, ca să fac o grupă să fac meditație. Ce faci cu ei? Păi fac pentru electronică, îl distrug pe ăla de la AS. Fac, atunci clasifică-i, fă-i. A fost o lecție despre meditație și de meditație, cât despre voi, dragilor, până data viitoare, aveți grijă de voi și alegeți meditația așa cum trebuie.